Bună seara și bun găsit la Actual Regional. Clujenii care vor să-și lanseze un business ori sunt la început de drum pot participa mâine la un atelier gratuit unde vor învăța strategii de dezvoltare a afacerii. Evenimentul este oferit de o comunitate de antreprenori clujeni care organizează astfel de sesiuni gratuite. Și aflăm mai multe de la invitatele mele aici în platou, Andreea Chioaru și Valentina Ciolan, cofondatoare Creators.com. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara și bine te-am găsit! Bună seara și mulțumim tare mult că ne-ai adus alături de tine! Păi chiar sunt curioasă și sunt convinsă că sunt și telespectatorii care își doresc să afle mai multe de la voi. Cum de ați gândit o astfel de idee și cum ați decis să organizați sesiuni gratuite? Dar hai mai întâi să vorbim despre Creators.com. Ce înseamnă? Cum v-ați cunoscut, pe cine ați luat în echipă și care este scopul organizației voastre? O să încep eu aici pentru că ideea a fost a mea, eu am fost omul cu ideea, dar mereu îmi place să zic că dacă nu aveam echipa ar fi rămas doar la stadiu de idee. Și atunci sunt super recunoscătoare Valentinei că a zis da din prima când nu știa foarte multe lucruri. Povestea a început puțin înainte de Creators, când organizam o altă serie de evenimente aici în Cluj, dar fiind în sistem de franciză, erau multe aspecte, să zic, complicate. Valentina era voluntară în echipa mea și noi tot ajungeam să avem discuții de genul, vai, dacă ar fi evenimentul nostru, uite ce am postat, uite cum am face, uite ce am face cu sala, uite ce am mai cumpărat și așa mai departe. Și cumva, cam de acolo, să zic așa, s-au legat discuțiile. Apoi am avut foarte mare noroc de oameni extraordinari în jurul meu care m-au încurajat când m-au auzit. Dar, bineînțeles, e importantă și implicarea, pentru că, pe de-o parte, avem încurajările și foarte fain să zic oamenii, ce idee bună, pun în practică, dar să găsești așa un om care să pună umărul la treabă cu tine e mai greu. Și atunci am avut mare, mare noroc într-o primă fază cu Valentina. Și apoi, în momentul în care noi am lansat, s-au alăturat în jurul nostru foarte mulți oameni faini, atât parte din echipă, cât și ca și voluntari. Tu ai fost voluntară înainte și observ că este un trend în rândul tinerei generații să înceapă o carieră de voluntariat, dă bine și în CV, dar există și oportunitatea de a învăța foarte multe lucruri. Cum te-ai decis să fii voluntar și cum ai trecut de la voluntariat, iată, la cofondatoarea Creators? Eu cred că e chestie de dorință, pentru că eu am fost cea care am scris Andreea, chiar dacă Andreea nu a anunțat că ar avea nevoie de voluntari, eu urmăream pe Andreea de mult timp și cumva i-am scris că, uite, te vreau să te ajut, vreau să lucrez cot la cot cu tine, fără să fie anunțat ea ceva, Andreea mi-a zis da, și cumva am început să lucrăm și noi, fiind ambele oameni de marketing, aveam tare multe idei, cum a zis și Andreea, hai să facem așa, hai să facem așa, până într-un moment Andreea a zis că am o idee și am zis da, nu știu, eu am o regulă, că zic că da tuturor oportunităților, nu mă gândesc prea mult, pentru că dacă ne gândim prea mult apare frica, apare cuvântul dar dacă, o să reușesc, nu o să reușesc și doar fac. Și de unde ideea de business la început de drum și de a îndruma pe cei care își doresc să lanseze o afacere? Asta vine, să zic așa, e defectul meu profesional, pentru că în ultimii 5 ani eu am lucrat majoritar cu oameni care erau în primii 1-5 ani de business sau oameni care aveau o idee de afacere pe care voiau să o lanseze. Și un lucru pe care eu l-am observat la comunitatea din Cluj e că erau tot felul de comunități nișate. Adică avem comunități de IT, comunități de femei, comunități de bărbați, comunități de business-uri dezvoltate, comunități de marketing, dar nu avem o comunitate în care să poți să vii și cu prietena care lucrează în alt domeniu, și cu soțul, și cu șeful, și cu colegii de birou din alte departamente. Și atunci am sesizat oportunitatea asta și m-am gândit ce ar fi un element comun între acești oameni, pentru că nu toți sunt antreprenori. Unii dintre ei sunt angajați, alții sunt încă studenți, voluntari și așa mai departe. Și mi-am dat seama că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, creează ceva. Fie că avem o pasiune pe care am monetizat-o sau nu. Nu știu, pictăm, coasem, facem chestiuni handmade. Fie că suntem creatori de business, avem o micuță cafenea sau un micuț magazin deschis în cartierul nostru. Fie că ne oferim serviciile, suntem prestatori de servicii, fiecare creează. Și atunci ăsta a fost liantul pe care noi l-am găsit. Și am văzut Creators ca pe un loc unde să se adune toți acești oameni, fie ei creatori de comunitate, de business, de schimbare în comunitate, de genul. Și ați decis să faceți aceste sesiuni gratuite și o să vă întreb, de ce gratuit?
Pentru că vrem să oferim oamenilor șansă, pentru că atât eu cât și Andreea, noi mereu zicem că oamenii au nevoie de oameni. Și aici o să răspund la o întrebare de ce am ales să creăm această comunitate, pentru că atât eu cât și Andreea ne-am mutat la Cluj acum un an și un pic și noi am simțit nevoia să avem mai mulți oameni alături, pentru că noi nu aveam cunoscut și ne-a fost super greu să ne integrăm și de-aia am zis că ce n-am avut noi să oferim și tocmai de-aia am creat această comunitate de oameni. Și de ce evenimentele sunt gratuite? Pentru că vrem să oferim valoare. Și pentru noi, nu știu, să vedem că la evenimente se formează legături, parteneriate, este cea mai mare satisfacție și cumva atunci simțim că aducem o valoare în comunitate și suntem creatori de ceva frumos. Mâine va avea loc a patra ediție acestor sesiuni. Cum a fost până acum? Ce teme ați abordat? În primul rând aș zice că a fost peste așteptări. Țin minte că vorbeam înainte de primul eveniment și am zis dacă avem 40 de oameni în sală, noi o să fim foarte fericite și primul eveniment au fost 80 de persoane. La al doilea am avut peste 200 de înscrieri cu 140 de persoane în sală și practic a fost, să zic așa, peste așteptări. Ce ne-am dat seama ca și dinamică este că speakerii evenimentului și tematica abordată influențează destul de mult numărul de participanți, însă avem o constanță, un număr de peste 100 de participanți pe eveniment. Până acum am abordat teme ce țin de aspectele legale ale unui business, atât în zonă de contracte, să zic, formă juridică, aspecte ce țin de contabilitate, am avut un expert contabil alături de noi, dar și pe zona de marketing și, bineînțeles, subiectul cel mai hot așa, al momentului, AI-ul și cum putem să ne automatizăm anumite procese din business. Și acum, care va fi tema? Acum va fi despre strategie de business și strategie de comunicare. Ca și speaker o să prezint eu, pentru că Andrei este unul dintre speaker și va vorbi despre strategie de comunicare, cum comunicăm. Și o vom avea și pe Petruța, care ne va vorbi despre strategie de business și cumva vrem să unim toate aceste două aspecte, pentru că oamenii să plece acasă cu informații utile și să înțeleagă ce fac bine, ce nu fac bine și unde trebuie să acorde mai multă atenție. Ce feedback ați primit de la primele trei ediții? Și te întreb asta pentru că ai spus că a fost peste așteptări. Prima oară ați avut un număr dublu față de cât vă așteptați și iată după aceea tot crescut. Cred că cel mai fain feedback l-am primit la un alt eveniment unde, bineînțeles, atunci când vorbești de genul acesta de comunități, sunt oameni cu care ai ocazia să te întâlnești pe parcursul unei luni și la alte evenimente și a fost un feedback care mi-a rămas așa în suflet. Mi-a zis cineva care era angajat, deci culmea, nu e antreprenor și nu are neapărat o idee palpabilă de business acum. Mi-a zis că e foarte recunoscător că facem evenimentele astea pentru că simte că în bula din care face parte colegii, familia și așa mai departe, oamenii sunt foarte plafonați și că prin creators reușește să cunoască niște oameni cu ambiții foarte mari și care să-l inspire și chiar dacă nu ia serios în calcul acum sau nu îi se potrivește rolul de antreprenor, e o bucurie să vină doar pentru zona de networking. Da, iată, și mai târziu, poate atunci când se va hotărâ să iasă din acea bula lui de confort, veți avea un exemplu de, uite, am reușit să-l aducem pe drumul care trebuie în lansarea unui business. Care este media de vârstă? Ce ați observat? Cine vine la evenimentele voastre? Majoritar sunt oameni între 25 și 34 de ani. A doua categorie de vârstă predominant este cea între 35 și 44. Uneori reușim să atragem și studenți, dar aici depinde la fel de tematica abordată. Poate temele pe care noi le-am abordat acum au fost mai degrabă mai targetate pe oameni mai hotărâți să pornească un business, pentru că de regulă încep să te interesezi de contabilitate sau cum să-ți optimizezi fiscal afacerea sau cum să automatizezi procesele când ai o afacere și atunci știu că și asta a influențat destul de mult. La câți participanți vă așteptați mâine? 120. Se mai fac înscrieri? Se mai fac înscrieri până mâine la ora 11. Și mai e timp. La doilea eveniment, i-am zis Andrei, exact o zi înainte de eveniment, i-am zis că am visat că avem 200 de înregistrări și Andrei i-am zis că n-are cum, că avem 170 și exact când am închis înregistrări erau 201, așa că până mâine mai e mult. Și aveți loc pentru toți? Da, avem, dorință să fie. Din ce domenii vi se adresează oamenii care au venit până acum la evenimente? Ce fel de business-uri au, exceptând cei care au doar o idee acum?
Bine, în linii generale sunt oamenii care au business-uri mici la început de cale, dar și oameni de marketing. Bine, noi avem și mulți freelanceri care cumva își creează legături și află lucruri utile, dar ca în linii generale cam așa, oamenii cu business-uri mici și oameni de marketing. Aș mai adăuga aici zona de handmade, zona de freelancing în IT, în marketing, producție foto-video. Și ai spus mai întâi că tu ai fost voluntar, aveți acum nevoie de voluntari. Da, echipa noastră este mereu deschisă pentru voluntari. Dacă sunt oameni care își doresc să facă parte din echipa Creator și să fie și ei creatori, îi rugăm să ne lase un mesaj pe Instagram, pe Facebook și le oferim noi mai multe detalii, pentru că vrem să creăm o comunitate cât mai mare și cât mai frumoasă. Dacă ar fi să vă uitați așa în piața din Cluj, voi care veniți din afara Clujului, ca și mine de altfel, unde vedeți cea mai mare concurență în domeniul de business? Unde există, nu știu, multe saloane de cosmetică, multe firme de IT? Este loc pentru o nouă astfel de afacere într-un domeniu unde deja sunt foarte multe business-uri? Eu aș zice că da, pentru că eu cred foarte tare că fiecare dintre noi, mai ales atunci când vorbim de un business mix sau de un soloprenoriat, unde antreprenorul e și prestatorul direct de servicii, ce face o diferență foarte mare este energia și personalitatea. Și atunci putem să avem 100 de social media managers, dar tu, de exemplu, când îți vei căuta un social media manager, oricum vei rezona doar cu 2-3 din start, din felul în care au o energie pe care ți-o transmit. Și același lucru cred că se întâmplă în absolut orice domeniu, și dacă vorbim de business-uri fizice, și dacă vorbim de un salon de manicură și așa mai departe, pentru că noi în momentul în care mergem pentru acele servicii, nu mergem doar pentru serviciu în sine de a merge să-mi fac unghiile, ci merg și pentru discuțiile pe care le am cu fata care îmi face manicura, merg și pentru atmosfera din salon, proximitatea poate față de casă, și de asta cred, din punctul meu de vedere, că există loc de creștere și noi asta și vrem la Creator, să creștem cât mai multe business-uri faine aici în Cluj. Contează marketingul pe care ți-l faci la început de carieră, promovarea, adică tu la început de business investești niște bani în promovare tocmai ca să-ți atragi clienții? Da, clar, marketingul contează, dar aici depinde de business, de ce faci, de ce ai nevoie, în ce punct ești tu cu afacerea ta, pentru că poate ai nevoie de brand personal și poate, nu știu, reclama targetată nu este pentru tine. Depinde foarte mult de business, dar da, de marketing are nevoie fiecare dintre noi și fiecare afacere. Cât de greu este să pornești o afacere când ai 20 și un pic de ani și ești la început de carieră? E greu, dar e foarte frumos și cel mai mult contează să ai oamenii dragi alături, oameni care să creadă în tine. Nu știu, eu am noroc și de Andreea cumva, pentru că mă simt așa în unele zile și îmi zice, it's ok, o să fie bine, dar e tare frumos și crești. Eu am pășit în lumea antreprenoriatului acum o lună și simt că am învățat într-o lună ce n-am învățat, nu știu, în 4 ani. Și creșterea asta este foarte frumoasă, chiar dacă, da, depășești cele 8 ore de lucru. Adică nu este nici flower power, este greu și necesită multă, multă acțiune și implicare. Dar este frumos. Deci contează ca în jurul tău să ai oamenii potriviți și o rețea de antreprenori cu experiență care să te ajute să te îndrume. Experiență sau cred că pur și simplu un om gata să te asculte, că acum poate n-are experiență la fel de relevantă sau poate nu are experiența pe care o ai tu, dar uite, chiar am auzit o idee foarte faină într-un speech la un eveniment la care am participat luna trecută și speakerul zicea ceva de genul că întotdeauna dacă pui două persoane, indiferent de formarea lor sau de background-ul pe care l-au, decizia care va fi luată va fi mai bună decât o va lua cel mai bun specialist în domeniul respectiv, pentru că acel cel mai bun specialist nu va avea o voce care să îi ofere o perspectivă, să îi ofere o oglindă. Și atunci asta cred că e valoarea pe care noi o aducem prin Creators. Cât de importante sunt astfel de evenimente de networking? Pentru că am văzut la tot mai multe evenimente, indiferent de domeniul de celebrare sau de întâlnire, la final există și acest moment de networking în care toți invitații se cunosc, fac schimb de idei. Așadar, cât de important e, mai ales în sfera aceasta
dacă cineva își dorește să își lanseze un business? Foarte important. Tocmai de-aia am și creat comunitatea Creators, pentru că oamenii leagă legături. Noi chiar avem oameni care ne zic că datorită evenimentului nostru au cunoscut persoana X și au făcut o colaborare. Ceea ce pentru noi este absolut minunat și chiar noi. Nu știu, noi așteptăm ziua evenimentului pentru că așteptăm să revedem oamenii, să vorbim cu ei și da, partea din networking este cea mai faină. Bine, este faină și prima parte a evenimentului cu informare, dar anume la sfârșit se leagă cele mai faine relații, pentru că oamenii povestesc ce au auzit, cum au înțeles ei acea informație sau ce experiență au și atunci se leagă legăturile faine. Câți dintre oamenii pe care ați văzut la prima ediție au continuat să vină? Ați văzut fețe cunoscute și la edițiile 2 și 3? Cred că undeva la 30% dintre ei sunt oameni care revin și ce e foarte fain e că sunt oameni pe care noi nu-i cunoșteam înainte de primul eveniment. Deci asta mi-arată că am reușit să oferim valoare dacă ei au continuat să vină. Cum vedeți în viitor acest proiect? Mâine avem a patra ediție, apoi? Mai urmează două alte ediții pe care noi le-am setat la nivel de dată, însă preferăm să păstrăm așa misterul și să dezvăluim o ediție, una câte una, ca să fie focusul complet pe ea. Apoi ne-ar plăcea foarte tare să avem un eveniment de networking aici în Cluj, pentru că oamenii ne zic și că e foarte fain evenimentul, dar vai cât de repede a trecut. Chiar dacă avem o oră și jumătate în care facem networking, parcă trece foarte repede. Și atunci ce ne dorim, undeva în luna iunie, am vrea să unim oamenii ce ne-au fost aproape și să facem un eveniment poate mai degrabă privat de networking. Și vor fi invitați toți oamenii care au ajuns la cel puțin o ediție Creators. Deci dacă sunt interesați și de zona asta de networking, le-aș recomanda să vină la cel puțin unul dintre evenimente. Apoi pe vară am vrea să luăm o pauză, pentru că vrem să ne luăm așa timp să ne regândim la strategie. Bineînțeles să luăm și noi o pauză, pentru că în momentul în care ești odihnit parcă ai o altă perspectivă și îți vin niște idei fresh. Și să ne revedem cu antreprenorii din comunitate începând cu luna septembrie. Vă așteptați la un astfel de succes? Pentru că putem spune că ați avut succes din moment ce oamenii revin la fiecare ediție. Sincer, nu. Nu știu cum tu, Andreea, dar... Ne așteptam să fie o inițiativă care să prindă, dar într-adevăr ne-a luat prin surprindere creșterea foarte accelerată. Noi ne așteptam la rezultatele astea undeva după 6-7 luni de proiect. Și atât că au venit mai repede. Deci până la vară aveți timp să mai veniți odată aici și să ne povestiți de alte povești de succes care s-au închegat în urma acestor evenimente. Însă sunt ele suficiente pentru tinerii care vin la voi? Aveți, ați pus 6 ediții, la vară gândiți unul mai mare. Sunt suficiente, sunt eficiente într-un număr atât de mic? Cred că sunt niște semințe pe care noi le plantăm în comunitate, pentru că e clar că dacă tu vii la evenimentul de mâine, de exemplu, vei înțelege câteva noțiuni despre strategie de business sau strategie de comunicare, dar nu vei putea la finalul evenimentului să zici că gata, am o strategie de business sau o strategie de comunicare, dar poate vei auzi niște termeni care îți vor atrage atenția. Poate te vei simți atras de ceea ce au spus speakerii și vei dori să lucrezi mai în detaliu cu ei. Și cumva asta simt, că sunt niște semințe pe care noi le plantăm. Nu vrem să avem evenimente mai des de atât, pentru că vrem să păstrăm evenimentele calitative. Și deși nu se vede, este foarte, foarte mult de muncă în spatele unui astfel de eveniment, chiar dacă e un eveniment gratuit. La nivel de ore, de timp investit, este destul de mult. Și atunci am vrea să păstrăm în continuare aceste evenimente calitative și să oferim o experiență prin fiecare. De asta să le facem mai des, de o dată pe lună, deși știm că ar prinde bine, ar fi prea mult pentru noi. Ce presupune organizarea unui astfel de eveniment? Vai, noi chiar am făcut un reel pe tema asta, pentru că începând cu partea de social media, început cu, nu știu, partea de mail-uri, de gândit conceptul, de vorbit cu speakerii, luat legătura cu partenerii, anunț, e multă muncă. Chiar dacă, nu știu, poate nu se vede, dar e tare multă muncă, dar noi avem o echipă faină care ne ajută și cumva cu echipa e mai ușor. Bine, e greu, dar totuși e mai ușor un pic. Cât sunteți în echipă?
În momentul ăsta suntem 5 persoane permanent în echipă. Avem amândouă noroc de niște parteneri de viață care ne susțin și care, chiar dacă nu sunt oficial parte din echipă, sunt acolo pentru noi. Și în echipa de voluntari avem undeva la 20-25 de persoane pe care le activăm în funcție de eveniment. Ne-am dorit și ne dorim să strângem o rețea cât mai mare de voluntari, pentru că vrem să avem întotdeauna niște oameni pe care să ne putem baza și idei sunt foarte multe, dar e nevoie de oameni ca să le implementezi pe toate. Și că ai spus de idei, e mai importantă ideea sau bugetul atunci când pornești un business? Acțiunea. Aș zice că ambele. E super importantă și ideea, pentru că de la idee practic pornește totul, dar e important într-adevăr și să-ți calculezi corect din punct de vedere buget, pentru că degeaba ai o idee extraordinară dacă tu nu poți să alogi nimic, pentru că buget nu înseamnă doar banii pe care tu investești, ci înseamnă și oamenii de care te înconjori, echipa ta, poate tool-urile pe care le ai. Și uite, eu de exemplu cred că pentru un om de marketing e mult mai ușor să-și lanseze un business, pentru că din start are internalizat în propriul business un om de marketing și nu mai trebuie să plătească asta. Și atunci aș zice că sunt multe lucruri care contează, între care și ideea și bugetul, dar contează și echipa, contează și resursele și cred că, da, cum a zis și Valentina, contează acțiunea și contează să-ți dai timp, să nu te descurajezi așa după o lună, două, în cazul în care nu merge. Și au apărut de curând și modificări fiscale în ceea ce privește impozitul. Multe firme s-au închis tocmai din cauza asta. Există temeri din ce în ce mai multe în rândul tinerilor? Sunt ei descurajați de noile măsuri fiscale să își urmeze visul de a avea un business? A zice că sunt mai degrabă confuzi. Noi, chiar primul eveniment pe care l-am ținut în noiembrie anul trecut, a fost pe tema modificărilor fiscale și asta a fost ce am văzut pe fețele lor și asta a fost, zic așa, tema recurentă în networking-ul de după. Cumva confuzia asta, pentru că de multe ori în momentul în care pornim în antreprenoria tindem să ne întrebăm un prieten sau un coleg care are deja un business, doar că acum s-au modificat atât de tare modificările încât deja dacă întreb un prieten care și-a deschis un business acum 5-6 ani nu prea mai e relevant sau nu mai poate ajuta. Și atunci zice că nu e teamă sau nu e ceva ce îi dă înapoi, ci e doar confuzie. Cu ce fel de provocări vă confruntați la networking? Ce întrebări vă pun în dificultate din partea participanților? Cel puțin până acum nu cred că am întâmpinat neapărat dificultate, pentru că participanții la networking nu vorbesc doar cu noi, ei vorbesc cu toți participanții, tocmai de-aia facem și pauzele de networking. Nu știu dacă... Nu, încercăm să strângem feedback după fiecare eveniment și cumva noi avem la nivel de, apropo de strategie de business, la nivel de strategie de business noi știm ce e creators și unde vrem să mergem cu acest brand. Pe de altă parte încercăm să strângem cât mai multe feedback-uri și da, desigur, sunt oameni care poate nu rezonează cu anumite lucruri pe care le facem. Poate ar vrea o pauză de networking mai scurtă sau poate ar vrea o pauză de networking între sesiuni. Dar cumva noi cerem feedback și suntem super deschise la feedback. Pe de altă parte, încercăm să găsim o aliniere între feedback-ul ce vine din exterior și ce știm noi din interior că vrem să construim. Emoții pentru mâine seară? Da. Valentina, da, pentru că va modera integral evenimentul de această dată, pentru că eu mi-am pus pălăria de speaker și atunci e mai greu puțin să am și rolul de moderator. Pe mine mă încarc așa cu energie evenimentele și n-aș putea să zic că am niște emoții așa... Sunt niște emoții faine, dar nu sunt genul ăla de emoții care să mă neliniștească. Câteva ponturi, ce o să spui mâine, dacă vei fi speaker? Aș vrea să le povestesc întâi antreprenorilor despre cât e de important să aibă o strategie de business. De asta Petruța Țuligă va fi primul speaker al evenimentului, pentru că de multe ori ei merg direct în zona de a-și crea o strategie și se duc chiar pe social media, adică nici măcar nu se gândesc la strategie de comunicare, pentru că asta e ce vedem în jur, ne vedem competitorii pe social media și atunci cu toții vrem să fim acolo unde e competiția, dar nu investim și de multe ori lucrurile nu merg și ne dăm seama frustrați că am investit foarte mult buget și nu știm exact ce s-a întâmplat. Deci asta le-a zice, să aibă o strategie de business. Apoi o să le povestesc despre importanța de a ști foarte clar cine sunt ei, poziționarea, zona de branding, dar și cine este clientul lor ideal. Pentru că una dintre cele mai mari greșeli pe care antreprenorii le fac este că ei zic produsul meu sau serviciul meu este pentru toată lumea și atunci vorbesc așa cu o piață foarte mare și asta le pune mai mult bețe în roate decât să-i ajute.
și restul nu se mai dezvăluie, aștept mâine seară să afli mai multe. Păi chiar suntem curioși atunci să aflăm cât mai multe. Despre tine, Valentina, tu vei fi moderator. Cum crezi că o să fie? Ai mai făcut asta până acum? Nu, adică bine, am mai moderat secvențe mici de la evenimente. Am emoții, dar cu așa speaker fain sunt sigur că o să mă descurc și o să fie bine. Dar da, eu am emoții. Și pentru că ai menționat de social media, cât de mult ne ocupă din viață promovarea pe social media și care sunt rezultatele? Sunt rezultatele cele așteptate, adică investim în social media, în promovare online pe toate platformele posibile și care este garanția că succesul va fi cel așteptat? Aș zice că investim mai mult timp decât ar fi necesar, în loc să ne uităm la ce e cu adevărat necesar, și asta înseamnă strategia de business și strategia de comunicare, planul de campanii, de marketing, pentru că, exact cum ziceam și mai devreme, noi mergem spre social media pentru că asta e ceea ce se vede, doar că, din păcate, ajungem să pierdem bani pentru că nu avem, să zic așa, un plan solid. E ca și cum ne-am apucat într-o casă să alegem draperiile și după o să fim foarte frustrați că am dat foarte mulți bani pe decorațiuni, pe draperii, pe, nu știu, covoare și așa mai departe, dar noi nu avem pus parchetul în casă și atunci cred că asta le zice eu antreprenorilor, să nu mai sară atât de repede spre social media, chiar dacă pare ceva ușor de făcut și sunt foarte mulți furnizori în zona de servicii de social media și mulți dintre ei sunt buni, dar ei sunt buni strict pe social media și ce le-aș recomanda ar fi fie să investească într-un proces de a lucra cu un consultant în marketing, un consultant în comunicare, fie să-și ia în echipă un senior care să poată să coordoneze toată activitatea asta și să gestioneze bugetele, pentru că tu ca antreprenor, aș zice în primul rând că nu-i treaba ta neapărat să înțelegi unde ar trebui să se ducă bugetele astea ca să ai cele mai bune rezultate și ai nevoie de un om de marketing. Dacă tu nu ești om de marketing, e nevoie de unul în firmă, dincolo de agențiile sau colaboratorii externi. Și de asta vreau să te întreb, pentru că foarte mulți tineri nu mai au răbdare. Ei vor acum rezultate, ei vor imediat ce au deschis business-ul să explodeze vânzările sau în funcție de domeniul de activitate. Însă cât durează să devii un antreprenor care să aibă un business pe profit? Cred că depinde foarte, foarte tare și de specificul business-ului și de abordarea pe care o ai și de cât de eficient îți investești bugetul respectiv. Nu aș zice că e un răspuns din ăsta standard, pentru că i-aș minți. Dacă aș zice în 6 luni, poate ar fi așa o așteptare nerealistă. Dacă aș zice în 2 ani, poate s-ar descuraja. Și atunci depinde foarte, foarte tare de tipul de business, de ce buget investești inițial și până la urmă de răspunsul publicului, pentru că marketingul într-adevăr poate ajuta o afacere să se dezvolte, însă ce contează într-o primă fază este produsul sau serviciu. Dacă produsul sau serviciu nu sunt calitative sau nu sunt pentru piața căreia am încercat noi să ne adresăm, degeaba avem un marketing extraordinar sau lucrăm cu cea mai bună agenție din Cluj sau din România sau din străinătate, pentru că nu o să avem rezultate, din păcate. Ne apropiem de final, un mesaj scurt pentru participanții de mâine seară. Vă așteptăm mâine la eveniment. Strategie de business și apoi strategie de marketing. Bun, fetelor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și mult succes în tot ceea ce veți face. Mult succes și mâine. Să ne țineți la curent cu toate activitățile și rezultatele pe care le aveți. Mulțumim tare mult și te așteptăm și pe tine și echipa la eveniment. Perfect, mulțumim tare mult. Doamnelor, domnilor, ne-am ajuns la finalul emisiunii. Să aveți o seară frumoasă, la revedere!